Ministerul Educației a modificat structura anului școlar cu 4 zile înainte ca elevii să se întoarcă în bănci. Printre schimbări se numără creșterea cu 1 săptămână a vacanței de iarnă, care va fi de 3 săptămâni, decalarea cu 1 săptămână a începerii semestrului al doilea și revenirea la o vacanță de vară, care se va termina pe 11 septembrie 2016. În Monitorul Oficial a fost publicat ieri ordinul numărul 5079 al Ministerului Educației. Sorin Câmpeanu pentru modificarea ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numărul 4496/2015, privind structura anului școlar 2015-2016. Noua structură aprobată de Ministerul Educației prevede că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare, cu 2 mai puțin decât anul trecut. Semestrul întâi are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al doilea are 17 și jumătate. Semestrul întâi, cursuri luni 14 septembrie 2015, vineri 18 decembrie 2015, în perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă, sâmbătă, 19 decembrie 2015, duminică, 10 ianuarie 2016. Cursuri luni, 11 ianuarie 2016, vineri, 5 februarie 2016. Vacanța intersemestrială, sâmbătă, 6 februarie 2016, duminică, 14 februarie 2016. Semestrul 2, cursuri luni 15 februarie 2016, vineri 22 aprilie 2016. Vacanța de primăvară, sâmbătă 23 aprilie 2016, marți 3 mai 2016. Cursuri miercuri 4 mai 2016, vineri 24 mai 2016. Vacanța de vară, sâmbătă 25 iunie 2016, duminică 11 septembrie 2016. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. De un an școlar mai scurt beneficiază și clasele a 8-a absolvenții gimnaziului, finalizând cursurile în 17 iunie 2016, după 36 de săptămâni de școală, ultima dintre acestea fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Potrivit actului normativ, săptămâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este cea dedicată activității extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit școală, altfel să știi mai multe, să fii mai bun, având un orar specific. Totuși, la decizia școlii, programul poate fi organizat și în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016.